Problema românilor este că ei nu știu decât trei mărci, sau știu doar trei mărci, că asta este corect exprimarea. Ei au impresia că, de exemplu, un A4B8 este apogeul materialelor. Bă, și am văzut o prezentare de tot râsul cu niște A7. Domne, ce, sigur consumă puțin. 14.6 consum la final pe 3000 diesel, deci nu erau atât de economici. Ce mașini comparabile fac asiatici? Păi au Genesis-uri, au Infiniti-uri, au Acura, au Cadillac-uri în zona aia, dai Kia, Hyundai, sunt o grămadă de mărci care fac modele în clasele alea. Dar românii nu le știu, nu se documentează despre. De exemplu, un Subaru Legacy sau Outback, ai un Legacy să fie sedan, din 2008, un bine echipat din acela, are materiale mult mai bune decât un A4B8. Deci plasticul s-a păstrat mai bine, nu are greieri. Este o mașină cu piele bună pe scaune, cu fotolii. E o mașină care și-a arătat bine și a avut și un sistem de tracțiune integrală cel puțin la fel de bun ca Audi, dar lumea nu le vede. Deci dacă te uiți într-o Toyota Avalon, într-o Mazda 6 de America cu motor de 3.6, da, alea de sunt pe la Chișinău. Sunt niște mașini foarte bine făcute la calitatea interiorului. Mai dă General Motors kicks pe anumite chestii câteodată, dar bă, s-au făcut mașini multe altele decât cele europene pe partea asta de calitate. Și trebuie ca lumea să mai deschidă un pic ochii, să vadă că nu înseamnă sigla. Asta cred că e sfatul meu în urma acestei prezentări și este dovada care poate fi exemplificată cu această mașină. Și aici fac o mică paranteză, primăria voluntar, dobitocul ăsta de țară noi, este inapt în a asfalta podul ăsta de 20 de ani, cred că are o dâră de beton pe centru acolo. De bine de rău, corporațiile avansează. De exemplu, eu filmez în zona Ikea, Brico Depot, Carrefour. Au început să asfalteze, au vopsit toată zona aia de centru, parcările, au montat rigole care nu mai fac zgomot, au schimbat felinarele, au pus culed, adică avansează situația pentru că lumea vine să cheltuie bani acolo, aici în schimb gropi peste gropi. Mă rog, revenind la mașină, zic, este exemplu perfect de mașină discretă care ne arată că nu brandul contează, valoarea în sine este, adică tu trebuie să cauzi niște criterii, nu o marca anume. Lumea are chestia asta cu marca X și restul. Bă, au fost câteva modele care clar au fundamentat chestia asta pe bună dreptate, dar nu mai e de mult așa. Și se ajunge ca, de exemplu, un Mercedes sau un Audi sau un BMW de bază să se simtă cam ca această mașină la manufactură și cu motoare de aceeași cai, adică vorbim de un A4, un seria 3 sau un C-Class, care au un interval 150-163 de cai, benzină, în cazul respectiv alea 1.5 sau 2 litri, nu 2.5 cât are asta și sunt turbo în marea majoritate, dar ai surpriza să vezi că senzația aia de interior confortabil, plușa bine făcut, să-l ai la această mașină cu preț cu 10.000 de euro mai mic. Adică asta trebuie să cauți, nu trebuie să te mai cramponezi în brand. Evident, dacă ești fan brand, cumpără brandul, asumă-ți, adică îți place, echipează-l cum vrei, dacă ai bugetul. Dar sincer, la modul real, contează produsul ăla finit, nu sigla pe care o are. Pentru că dacă tu cumperi doar siglă, s-ar putea să fii dezamăgit la unele chestiuni prin comparații.